la 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 la. Cât de urâtă sunt din profil? Foarte. De încep direct ca să o găsesc la porni. Păi de ce? Hei, bine v-ați revenit pe canalul meu de YouTube. Nu! Oprește. Hei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Hei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă ați revenit, înseamnă că v-au plăcut cele două videoclipuri pe care le-am postat. Dacă nu, asta e, eu tot o să continui să le fac. Și astăzi mă gândeam să fac un challenge inventat de mine, pur și simplu. Am combinat o chestie de genul make-up rulet cu machiajul pe altă persoană, pentru că nu mai vreau să-mi bag joc de fața mea, sincer. Așa că voi avea doi invitați special astăzi care mă vor ajuta cu challenge-ul. Dacă vreți să vedeți în continuare, rămâneți pe fir. Ele sunt invitatele mele speciale. Bună! Ea este vara mea Luiza și ea este prietena mea cea mai bună, Andreea. Care mă vor ajuta cu challenge-ul de astăzi. După cum vedeți, m-am machiat cum am vrut eu și o să-mi bag joc de fața ei. Da! O să aleagă din mintea ei, pur și simplu o să-mi zică: în momentul ăsta tu vreau să-i faci Luizei pe față fondul de ten. Trebuie să mă supun astăzi, așa că vom începe. Nu ar pune-i bază. Hai să începem cât de cât ok. Am înțeles. Dar nu prea pot, trebuie să-ți prind părul. Îmi pare rău. Ba, e ok. Asta-l așa. Deci asta e o... Pe tine. E hidratat, nu e nicio problemă. O să o întind. Nu mă-mi face și transpir. Fetele sunt prima dată pe cameră, nu mai am. Prima dată? Experiență, dar cu fața ei. Dar cu fața mea. Așa, stă-te. Așa, deci am pus baza pe față, tencuiala, ce urmează? Spray de fixare. Nu folosesc spray de fixare, folosesc apă termală de la Aven. Mi se pare o variantă mult mai repede. Spune-mi. Ok. Pudră. Pudră, următorul pas, pudră înainte de fond de tela. Ați auzit? Pudră înainte de fond. Eu fac doar pe mine, ești da, și pudră de culoarea mea. De frică. Ok. De frică. Am făcut un baking așa, dar o să dau peste tot pe față cu pudră, că pudră înainte de fond de ten, adică e ok. Why not? Da. Cu bază, ca să putem să punem pudră peste bază, nu fond de ten. Dar cine știe, avea... poate avem vreo revelație de este extraordinar fondul de ten peste pudră. E așa? Cine știe? Bine, gata. Am făcut o mată perfectă. Ce urmează? Fond de ten. Fond de ten! Ok. Bucure, pardon. Așa, și acum o să aplicăm fondul de ten peste pudră și peste bază. Plăcere. Cred că o să-mi trebuiască o tonă de fond de ten. Cred că o să-mi trebuiască o tonă de demachiat. Se așează foarte bine, să știți, adică să nu râde, dar se așează foarte bine. Sună cum tu. Îți dau eu cu beauty blenderul pe față. Și asta sună în capul meu. Nu știu. Cine știe ce sună? Am propoziții sau ce? Ok, am terminat fondul de ten. Și la apropii și la figură. Concealer. E ok. Acceptabil. O să luăm acest fond, nu. Concealer de la Tarte. E al tău. Da, Tarte Double Duty Beauty. Beauty, bun. Să fie sigur. Double Duty Beauty. Din Dubai. Vine din Dubai. Din Dubai. Noi nu avem în România. Din păcate chiar nu avem noi amuzante. A, ai trebuit să avem. Mie place firma ta. Să mă spun. Da, surize. Pentru că l-ai făcut reclamă. Am voie să-i întind concealerul sau nu? Da, ok. Așa. Nu știu. Ia hotărăște. Dar și pe plăte? Nu încă. O să mai zic să-i pui bază la ochi sau nu? Sperăm că intră baza de ochi înainte de fard. Te rog eu că nu. Am terminat. Să întorc așa, știi? Da. Nu mă, nu încolo. Așa, să stai cu fața fix pe cameră, știi? Da, am înțeles, dar trebuie să mă întorc și eu și eu așa. Așa, să continuăm. Cu ce continuăm, da. Te rog. Te rog și eu. Nu, de fapt eu nu te rog, eu sunt machiată. Baza pentru pleacă.
și aleg și culorile? Da. Eu ca bază pentru ploape folosesc tot anti-ceargă. Mi se pare o variantă foarte bună și foarte low cost, așa, decât să-mi cumpăr. Am încercat toate bazele de pe piață, probabil, și niciuna nu mi s-a părut că ține extraordinar. Așa că am mers pe varianta Maybelline Fit Me... anti-ceargă nu Fit Me de la Maybelline. Adică mi s-a părut că ține cel mai bine. Ia uite cum dau. Poate să ai terminat? Am terminat. Sprâncenele. Sprâncenele. Arată rimel. Este rimelul meu de la NYX, pe care l-ați mai văzut și în celelalte două videouri. Norocul meu că avem aceeași culoare de păr. Vreau să folosești culoarea asta ca o bază pentru fard. Sau culoarea asta ca o bază pentru fard. Bună! Facem o mică pauză și intervin eu din viitor să vă spun că ce ați auzit mai înainte este cățelul meu care sforăie, așa că îl veți mai auzi pe timpul acestui video. Pa! Așa. Vreau o combinație între verde și galben. Deci vreau cu verde închis spre exterior. Poți să-i faci cu smoky. Iar cu galben o să dai doar aici, în colțul interior, și faci chestia aia cu... baza de zi. Cu gun cris? Da. Și păi acolo și o să pui un glitter. Ok. Deci avem deci doar galben în interior, verde pe exterior și cut cris cu glitter. Și jos am eu o altă idee. Bine. Deci o să folosesc verdele ăsta, mă rog, mai întâi pe acesta ca să pot să am o bază, să pot să așez verdele închis. Și probabil o să vreau galbenul ăsta, dar o să-l folosesc pe cel de la Juvia, că e mai puternic. Da, da, o să încep cu un singur ochi și o să-l fac pe celălalt off-camera. Să vedem. Dar dacă iese prost, să fie doar unul, nu doi. Nu știu cât de mult se vede. Am început cu o bază de verde deschis. După aceea o să iau acel verde închis pe care l-a ales Andreea. Și o să încep să-l bag în outer corner, în colțul ăla exterior. Suntem englezi în casa și din Dubai. Că tot își dorea Liza un smoky. Da. Dar nu cu verde. Ok. Încerc să nu-i fac o chestie chiar atât de... Nu pot. Vibrantă. Extravagantă. Să nu fie ceva atât de extravagant. Dar o să-i mai pun un pic de verde. Am reușit să-l blenduiesc destul de bine. Se vede foarte frumos combinația dintre cele două note de verde. Dar mi se pare că pentru un cut crease trebuie să fie un pic mai vizibilă diferența aceea dintre culori. Okay. Închide. Să se vadă și la cameră. Acum o să încep să-i fac cut crease. Dar va trebui să mă ridic în picioare ca să pot fac asta. Okay. Să folosesc glitterul ăsta de aici, o să iasă super. Vezi deja că noi facem cut crease-ul ăla cu bază pentru ochi ca să se vadă mult mai bine culoarea pe care o punem în cut crease. Acum vom trece la culoarea pe care ne-a pus Andreea să o punem în inner corner. Nu mai știu cum zice în română, sincer. Galbenul nostru preferat de la Juvia's. Așa. Care e și super pigmentat și o să-i facem ca un fel de cerculeț în jurul ochiului. Nu vreau. De ce? Poți să zic nu? Nu! Pentru că Andreea m-a pus să pun fond de ten, pudră și tot ce înseamnă chestii de față înainte de machiaj. Pentru că este pe altcineva. Normal că mi-a căzut tot pe jos. Și șterg. Dar nu este nicio problemă, ștergem. Sunt greșeli care se pot... Acum îl faci jos, nu? Da. Bine. Cu ce? Ce merge cu bani? Portocaliu.
poți să alegi ce portocaliu vrei tu, uh-huh, și îi dai aici. Da, puțin, pentru că vreau mai multe culori. Aoleu. Mi se pare că merge, că e super colorat și sunt culori deschise de vară. Da. O să iau portocaliu ăsta de la Juvies prima dată, de lângă galbenul meu preferat. E un galben mai puțin. Și o să-l așez, cum ai zis, ușor aici. Ce? Verdele ăsta, turcoaie, nu e turcoaie verde. E un verde mai... Verde marin. Marin, submarin. Marin. Ok, next color, please. Albastru. Albastru ăsta de aici, mai închis, că am primit și eu, mână liberă la o culoare. Deci nu. Da. Să folosești tot mai bine. Și ultima culoare galben? Da. I-am făcut pe și celălalt ochi în timpul ăsta. Ce facem în continuare? Contur. Facem contur. Contur. Da, de ce râde? Ca să nu plângem. Da, mergi, da? Tu o corii și te-am povestit. Ei, iau... Ce zici, corii filmează? Corii filmează! Nu arată cheluțul. Am terminat. O să ne întoarcem cu fața completă. Cu un cintru final am revenit și cu make-up-ul terminat. Au fost foarte multe defecțiuni tehnice, dar până la urmă am reușit să-l terminăm și să filmăm totuși ultima parte. Am făcut, am adăugat și buzele și am pus gene, am dat-o cu rimel, tot ce înseamnă, tot ce ține de ochi. Mulțumesc, Andrei, că m-a ajutat cu ideile. N-a ieșit chiar un dezastru, arată chiar foarte bine. Și mulțumesc, Luizei, că a fost cobai. Mulțumesc. Așa că vă mai aștept să aruncați și voi cu like-uri, sugestii, subscribe. Chestii, trestii, subscribe. Pum. Vă pupăm! Și pa, pa!